ăsta Andrei Tâmpean. Pentru tot ce a făcut, va răspunde legal. Te rog frumos de asta. Trebuie să dea ITM-ul să aplice o măsură și știu că va fi luată cât foarte rapid împotriva acestui om. Ați făcut un contract de voluntariat unui om care nu l-a semnat, pentru că știu că nu l-a semnat. El, dacă n-a semnat acel contract, pentru că nu vi l-a semnat, practic va păcăli și pe voi. A zis că vă semnează contractul, nu vi l-a semnat. A folosit de niște, de faptul ăsta că el ar fi la asociația voastră, la Big News, da? S-a folosit abuziv de aceste lucruri, încercând să își rezolve problemele lui personale pe care le are. Asta în vedere că el nu l-a semnat, voi nu o să aveți nicio vină. Dar, în schimb, a abuzat de faptul ăsta și s-a lăudat peste tot că el lucrează pentru voi, deși nu și-a semnat contractul, și după ce a făcut lucrurile astea, s-a folosit de o funcție pe care nu o are, pentru că el nu poate să fie nici director, nici reporter, nici nimic. S-a folosit de o funcție pe care nu o are pentru a-și rezolva problemele lui personale. Asta ți-am spus, deci nu trebuie, nu-i niciun fel de secret. Este un băiat cu probleme multe, care vor fi dovedite în instanță. Nu. Poliția economică să facă verificările pe care le făcea, pentru că el a luat niște bani, mizerii și cu prostii de-astea pe care le-a făcut Câmpean. Și să mai spuneți acolo că site-ul nu vă aparținea vouă la News Vujur și era site făcut de Câmpeanul ăsta, înțelegi? Și că s-a folosit de asociația voastră, sub pretextul că ar fi jurnalist. Făcută, numai bine, salut!